Stați, că vreau să vă vadă toată lumea. Toată lumea. Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris, y tu luz alumbró donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad. ¿Cómo será de mon pelo hasta cómo? Mi vai dieta. Faci că o să am un business de succes și de asemenea să ne spună care sunt avantajele și dezavantajele. Așadar, o invit alături de mine pe Cornelia Lugescu Ciuda. Mulțumesc! Bună seara, dragi! Posibil colaborator, nu vei avea rezultatele mult dorite.
O să vorbesc despre cum se organizează un eveniment de PR, despre zona de influencer marketing, ceea ce facem chiar acum în această seară, pentru că în această seară este un eveniment de PR, unde promovăm locația și totodată promovăm business-ul alături de Cornelia, Cornelia care ne-a vorbit în această seară. Și cu ultimul subpunct, cum te promovezi zona de social media? Fiind într-o continuă relație cu presa, cu publicațiile scrise, pentru că acestea ne vor ajuta la un moment dat. Și spun asta și în experiența mea, pentru că, până la urmă, noi suntem oameni. Dacă, de exemplu, am avut la un moment dat o colaborare cu un reporter care a fost la Antena 1 și poate a plecat, și acum poate este prezentator sau poate este la o altă emisiune, poate el nu ne mai poate ajuta în momentul respectiv să ne promovăm, să facem o știre pentru acel post, însă, cu siguranță, ne va ajuta cu acele colaborări pe care le are în momentul de față în prezent. Și de aceea spun că este foarte important să menținem relațiile între noi și să ne ajutăm atât cât este posibil și în funcție și de posibilitățile pe care le avem. Un alt aspect foarte important pentru cei care nu știu ce înseamnă PR, ei bine, PR-ul nu reprezintă vânzări. În momentul în care ai făcut PR, nu ai făcut vânzări. Și spun asta pentru că tu promovezi un business, promovezi o afacere. Însă, cel mai important este ca tu, prin tot ceea ce vrei să promovezi pe canalele de media, mass media, ceea ce vrei tu să promovezi este ca oamenii să prindă drag de tine. Însă, întotdeauna, tot ce este partea aceasta de expunere nu garantează niciodată vânzări. Și, prin urmare, partea de PR este, într-adevăr, foarte importantă, însă aceasta nu reprezintă tot atunci când vrem să facem vânzări. PR este important pentru a putea fi cunoscut, pentru a putea avea o expunere și, totodată, pentru a putea crea o imagine, pentru a putea să îți protejezi reputația, reputația ta, reputația brand-ului pe care tu, în momentul de față, o reprezinți. Și o altă idee despre evenimente. Evenimentele nu ies prin campanii care au o componență socială și totodată printr-o abordare mai umană și apropiată de consumatori. Practic, brandurile se raportează la influenceri. În momentul în care vedem că influencerii au o deschidere către partea aceasta mai umană, mai better than this, nothing feels better, nothing feels better.
mai găsim mâncă la pesă. De la prea multă comunicare și networking, am ajuns la Sfânta Masă. Poftă mare, poftă mare. Alexandra, ai organizat evenimentul ăsta uimitor. Da, eu am fost, eu l-am organizat, mă bucur tare mult că s-a realizat și că au fost atât de mulți oameni în seara aceasta la Balcon Resto Garden, local superb, situat pe Calea Victoriei, care oferă mâncare și băuturi foarte bune, deci vă recomand cu mare drag să mai mergeți aici și de asemenea că să ne urmăriți pentru că o să mai fie astfel de evenimente cu siguranță. Da, ești extraordinară, îți mulțumim! Mulțumesc mult și tu și mulțumesc pentru că ai venit! Mulțumesc Florin, mulțumesc Alex! Mulțumesc Remus Nicolaescu, mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, o parte din... Anton, ce faci? Ești în două locuri deodată. Cine spunea că nu poți fi în două locuri deodată, s-a înșelat. Ia uite! Uimitor, uimitor. He got mad, so I got drinks. No, I'm not walking around in circles worried about what he thinks. Out with my friend, drinking a drink. Anton, ce faci? Ești în două locuri deodată. Cine spunea că nu poți fi în două locuri deodată, s-a înșelat. Ia uite! Uimitor, uimitor. De la prea multă comunicare și networking, am ajuns la Sfânta Masă. Janet, cum te-ai simțit azi? Bună seara, foarte bine, au sus.
Da, sushi. Iubim sushi. Iubim sushi. Eu dau peștele la o parte, că e da? Sus de soia. Și băutură, ce ai băut în seara asta? Limonadă pe scumașină. Extraordinar. Sushi, my love. Nici nu pun muzică peste. Să vadă lumea ce entuziasmată sunt de sushi. Spun că Jeanette este un creator de conținut extraordinar. Îți mulțumesc tare mult, draga mea, pentru că ai ales să vin această seară la Start în Business. Și știu că și tu dorești să dezvolți un business și sperăm că toate aceste informații pe care le-ai aflat să te ajute pe viitor. Tu ești urmărită de foarte mulți oameni, ai o comunitate foarte mare pe TikTok și aș putea spune că tot ce ai făcut până acum a fost ceva minunat. Și pentru asta te ferici și te îmbrățișez. Mulțumesc, eu mulțumesc, eu mulțumesc și nu e fake, e pe bune. Sunt undeva la 4-5 întâlniri. Mulțumesc pentru că ați ales să petreceți această frumoasă zi de marți, această seară de marți alături de noi. Ne aflăm la Balcon Resto Garden, un local minunat situat pe calea Victoriei. Bună, dragilor, sunt aici astăzi de Alexandra, ne-a povestit foarte frumos despre ce înseamnă vocația asta de content creator, așa că Alexandra, te felicit! Mulțumesc mult, Alexandra, și îți mulțumesc că ai venit și că ai fost alături de mine și sper că te simți bine! V-am mai zis că eu merg la sală special și pot să mănânc? Ia uitați! Etena, viață! Dar și din perspectivă de reprezentant PR de brand.